G2A, jocuri delicioase la prețuri naufragiate. Caută mai multe detalii în descriere. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la episodul cu numărul 2 de The Forest. Da, n-am salvat pentru că n-am făcut... Șuș, să nu aud comentarii, să nu aud comentarii. Trebuie să faci pat ca să salpezi. Jesus fucking Christ. Ah, ce prostie, ce prostie! Ne-a apucat întunericul, n-am apucat să salvăm, dăm ca gușterii din nou să trecem fix prin aceeași chestie, plus că acum nu am mai aterizat în același loc. Aaaa, păiașen! Omoară-l, distruge-l. Da, ce pot să vă zic? Am văzut că reacția voastră la... pot să beau apă? Păsările făceau așa, mă? Cred că da. Parcă puteam să beau apă, nu? Nu mai știu cum... But open survival book. Presupun că trebuie să fiu ieșit din apă ca să pot să așa. Food and water. Rabbit cage. Garden. Drinking, drying rack. Water collector. Am nevoie de aia de țestoasă. Collect, corect. Așa, food and water. Shelter. Temporary shelter. Ok, am înțeles. Și bă, înapoi pentru a închide. Stai puțin că nu înțeleg. Find Timmy, găsește-l pe Timmy, fă o tabără, găsește pasagerii lipsă de pe avion. Statistici, fii atent că avem statistici. Bestiary, momentan te simți bine, 100% sănătate mentală, 205 lbs ce-o fi aia, armură, hidratare, sănătate, energie, what? FGs, oh my god. Ah, și astea ce erbezi, mă, stai așa, stai că nu înțeleg. Trece prin astea, mă. Da, mă, uite, se mișcă astea de pe aici. Gata, șef, am înțeles. Focul este extrem de important. Step 1, care e step 1? Trebuie să fac shelter. 7 bețe, 6 pietre, 7 bușteni. Gata, șeful. Asta e, asta trebuie să facem. Pene. Bețe, bușteni, pietre. Am înțeles să trăiți. Bețe, bușteni, pietre. Super, extra, ultra important. Așa, hai să vedem ce mai găsim pe aici. Ia tot, nu lăsa nimic. Bun, hai mă, că ușurel așa învățăm și noi. E bine că ne mai face și tutoriale jocul. Nu ne lasă ca la proști așa. Bă, frunze, așa aveai nevoie, ferea, nu de frunze. Bănuți. Toate frunzele vieții. Două frunze colectate. Asta le mănânc. Sunt bune sau? A, aici mi-a dat cu poison, ești de bun. E bine. Nu ne atingem de ciupercile portocalii. Țineți minte. Bețe, luăm bețe. Du-i, mă! Fii atent, nu mă lasă să omor păsările. Ce joc realist este, frate? Auzi, nu te lasă să omor păsările. Am găsit un effigy dintre ăsta cu capete de om. Da. De la tine sau de mă, așa? O să distrug? Și să luăm capetele? Da, cred că am luat capetele de acolo. Bun, hai să vedem de data asta unde suntem, aproximativ. Băi, nu suntem departe de punctul anterior. Înseamnă că suntem destul de aproape de Sătuc. Și dacă nu mă înșel eu... Uite, Sătucul aici. Bun, perfect. Dacă nu mă înșel eu pe aici, mine va trebui să fie... intrarea într-una din peșteri. Ba nu, nu suntem unde am impresia. Mă, avem hartă? Nu. Cred că căpățâna avionului e undeva în partea aia generală. Nu aveam impresia că suntem altundeva. Da, suntem în capul de vest al hărții, cred. Bine, în momentul de față nu realizez exact unde e vestul, unde e estul, unde sunt toate celelalte. Ne facem aici? Nu cred că e bine să ne facem aici. Cred că e cel mai bine să ne facem undeva pe o plajă, o mini-bază. Ce ziceți? Hai să ne ducem pe la oamenii ăștia prin Sătuc și să vedem dacă au ceva să ne dea de mâncare. Alo? Cineva acasă? Am și eu nasul fundat, vă rog. Ceva eucalipt aveți? Să ajutați un sărman. Am cu avionul. Un copil. Avem, am și eu Timi, dacă îl cunoașteți. Da? Dă-mi, fraier. Ia-i tot. Mă distrează că nu reacționează foarte tare
Șopurile astea reacționează așa, poate inițial, dar după aia, nu știu, se sperie cumva, nu înțeleg ce, care e faza cu ele. Ok, niște cadavre. Oh my god. Dar ăștia au pantaloni pe ei, stai așa. Ok, ăștia s-ar putea să fie din supraviețuitori. Nu știu ce să zic. O piatră pe jos pe acolo. Ok, ce avem aici? Am luat un snack. E bine că am luat un snack. Este foarte bine că am luat un snack. Avem niște cortulețe. Uite-mă, uite-mă gaura. Gaura la... de la peșteră. Ok, deci avem corturile astea aici. Hai să vedem dacă găsim ceva interesant în ele. My friend. Aaa! Uite-mă că puteam... Dacă știam, vezi, dacă știi harta, poți să vii și să dormi aici. Dacă știi harta. Bun, e bine de știut, e bine de știut. Nu știu dacă vreau să mergem din prima în peșteră, pentru că mă gândesc că este... hello. O pană era acolo. Mă gândesc că avem nevoie de lumină. Avem niște oale și un aragaz aici, dar nu cred că le putem folosi. Bă, că putem interacționa cu ele cât de cât și aproximativ, dar nu cred că le putem folosi. Ok, un iepure. Să rămânem aici, mă? Nu știu dacă e cea mai bună idee lângă sătuc să rămânem. Mă gândesc că teoretic am vrea să putem apăra baza, nu? A, poți să tai? Văd că faci un zgomot. Da, cred că da. A! Salut! Hello, how are you today? De ce râzi, mă, la mine, mă? A, și de data asta n-avem zi din aia. Dă-i la fraier. Suliță, mă, n-avem suliță de data asta. Dacă mi-a mai dat și el, mai dau și eu. Aha! Fraiere! Mi-a luat jumătate. Hop, 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 pană. Unde a picat? M-am luat-o? Nu știu dacă am luat-o. Se neacă, mă, acolo jos? A murit? Nu cred că a murit, nu? Ha, ha, ha! Lasă-l acolo că n-avem ce face, ia-i bățul. Dar aștia sunt așa un pic sălbatici, observ. E mama. Nu cred că a murit, că nu a lăsat bățul din mână. Lasă-mă bățul din mână. Așa. Nu mai am loc de bețe, e bine. Nașpa e că se regenerează din când mi-a aminte gușterii. Îl mănâncă? Oh my god, ăștia-s canibali. Îl mănâncă, mă? Oh my god, ești cu capul! Cum ai explodat? Dude! Not ok. Ha, 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 hai fraiere, ha, ha, ha! Mă lasă, mă, să plec mai departe. Băi, nu știu în ce direcție ar trebui să ne ducem, sincer. Dar trebuie neapărat să ne orientăm mai repede ca să putem să facem de asta, să stăm peste noapte, să ne salvăm. Ne-am putea să ne ducem acolo, sunt de acord, la corturile alea, dar nu știu ce să zic, prea aproape de satul lor. Vrei să fii prietenul meu? Punem dacă vrei să fii prietenul meu. Ok, o, al sătuc. Bravo, mă, gâgă. Bă, da, serios, numai... Unde suntem, frate? Bă, o hartă, n-avem, mă, și noi. Mai vine asta după mine? Da, vine în permanență. Stai două secunde să văd. Poți să... Vi se pare vouă vreuna dintre astea ca și cum ar fi o hartă? Mie nu mi se pare. Iguștierul, bineînțeles că se apropie în timp ce... Ai de capul meu pe aici. Uite, văd acolo un cort sus. Pe aici era... Mi-au cu aminte că era un mutant dintre ăla cu multe mânuțe la un moment dat. În zona asta generală. Ne întreba lumea dacă să-l aduc pe Nenea Barbă Neagră. Nu mai facem multiplayer. V-am spus, mine, probabil că lumea care întreabă zi.
Nu a mai trecut pe la mine pe canal de mult, a văzut acum că facem The Forest și a venit să întrebe. Eu am cam renunțat la ideea de multiplayer, dragilor. Pur și simplu prea multă muncă, prea multă trebuie să stai, să te coordonezi, să te sincronizezi, sunt multe prostii de luat în considerare. Mi-au aminte că porcii erau agresivi. Deși ultima dată când mi-au aminte erau ba și ăsta e mistret. Mistreț. Vine la mine sau? Da, e agresiv în continuare. Ok. Este în continuare agresiv. Deși e un pic dubios cum e el agresiv acolo în lumea lui, dar ok. Bun. Hai să mai căutăm ce pot să zic. Ok, deci aici ne îndreptăm către biomul de zăpadă, ceea ce nu mă încântă foarte tare. Hai să mai spargem pe aici, să mai luăm un pic de... Cum stăm cu... Nu stăm foarte bine cu energia. Ce ți-e, mă? ESNST? De asta faceți cu momentul de asta ciudățele? Ok, bine, dacă zici tu. Arbuștii ăștia nu sunt mai de... Uite pe aici, ar fi fain cu spatele la o piatră din asta. Cred că ar fi excelent. Ca să ne putem apăra oarecum și cât de cât doar din două părți. Țestoase! Ia vin la tata. O singură țestoasă cred că nu este suficient ca să facem rost de un pic de... Așa, hai să vedem. N-am reușit să-l fac nimic, bineînțeles. Nu a ieșit cu capul data viitoare. Poate reușim să facem ceva. Ok, hai să vedem dacă putem să ne facem un adăpost aici momentan. Întrebarea mea este unde mai exact. Ia să vedem în partea asta dacă ne ducem. Da, nu știu ce să zic. Cam în umbră. Hai că vedem. Mă, ce tot penele vieții, frate. Ok, hai să vedem. Bun, mai avem nevoie de o piatră și de 7 bușteni. Gata, șef. Hai, ce faci? Trebuie să dai eu click? Ia să vedem dacă spargem pe toate părțile pe aici, e ok? Trebuie să mă pun mai... Mă pun în ciuci? Hopa. Nu mai țin minte cum se spărgeau ăștia. Frumos. Și parcă puteam să luăm 2, nu? Ia să vedem, putem să luăm 3? Nu putem să luăm 3, numai câte 2 odată. Și din câte mi-aduc aminte puteam... salut! Stai că nu e cu toggle. Hai să mai vedem la aia 2 de aici. My friend, voi vă mișcați foarte, foarte încet. E bine, e ok, în regulă, nu e panică. Deja te-ai simțit din carapace? Nu, trebuie să-l nimer cumva dubios. Trebuie de sus în jos să-i dau. Dă-i cu pietre. Așa. Mai am un băț. Eu acum am dat să se regenereze copacii și din câte înțeleg eu este o chestie un pic mai dubioasă în ideea că se regenerează. Ok, să încercăm și la asta să vedem dacă reușim. Măi... Mamă, frate. Dar nu cred că îi se întâmplă nimic. Dar n-am nici mai vagă idee. Bun, hai să luăm următorul. Salut. Mă, câte țestoase pe aici. Câte țestoase, câte păsărele, câte toate cele. Ok, mai avem nevoie. Hai mă. Nu vreau mă că dau, nu dau de sus în jos. Cred că nu trebuie să mă las pe ciuci. Cred că trebuie să dau de sus, complet din picioare ca să, dau, să pot da pe verticală. Perfect. Mai. Mama ta. Ăla a fost, mă. Unde te duci? Stai locului. What? Oh my god. Ce a fost asta, frate? Oprește-te, rog eu frumos, oprește-te. Mai trebuie să strângem 3. Oh my god. Ok, și am luat și cărniță de acolo. E unei gușterul ăla. Deci ca idee generală am văzut, da? Deci trebuie să dăm din picioare ca să putem să dăm cu toporul pe de sus în jos. Măi, unei soarele că văd că suntem în umbră rău de tot. Așa, hai să vedem dacă mai picat pe aici o bucățică de lemn. Și tu ai murit, mă?
Bă, și pot să iau... Nu mai pot să iau, că am luat deja una. O de asta o țestoasă. Bun. Și uitați-vă și sănătatea. Mamă, că cât de puțin sănătate. Deci dacă ne mai luăm o dată, dacă ne mai atacă ceva o dată, aia a fost tot. Pică-mă, se întâmplă ceva? Mai trebuie să-i dăm și pe partea asta? Du, dar ce întuneric e? De ce e atât de întuneric? Hai să vedem, hai să vedem, hai să luăm de aici. Pac 1, pac 2. Bun, hai repejor, repejor. Deci, așa, și încă unul și gata. Mă duc ușor dreapta și nu știu de ce, cred că am pană. Bun, încă ăsta și gata, teoretic, nu? Dacă am avea un ceas să ne indice. Ok, deci în partea aia este vestul, pare să... De ce înseamnă toate chestiile astea? Că nu înțeleg. Am salvat. Așa, și acum cum putem să dormim? Cu R? Ok, înțeleg. Deci poți să iconița de la depărtare, dacă vrem. Am înțeles. Păi păsările fac mă zgomotul ăsta ciudat rău de tot. Man, păi și vreau să dorm. Trebuie neapărat să... Ok, hai să deschidem asta aici, da? Pasul numărul 2. Să ne facem un foc. 7 frunze și 2 bețe. My friend. E? Avem 7? Bun. I-am dat foc. Perfect. Avem niște bonus cu care putem accelera procesul. Și nu poți să dormi până nu se umple bara aia completă sau cum? Care e faza? Nu știu, n-am nici cea mai vagă idee. Eu presupun că trebuie să-l sting dacă vreau, da? Ok, am făcut focul. Pasul următor. De mâncare. Poisonous Black Twin Berry. Oval Indigo Color. Vai de mama noastră, o să murim cu toți. Foraging. Learn about more varieties in the food section. Care e secțiunea de mâncare? Asta? Nu pare. Aici apare să fie secțiunea de mâncare. Food and water, mai. Păi și doar... Ua, ce? Nu! Cancel, escape. Așa, mersi. Ce-am făcut, mă? Așa, și acum cum fac? Cu E sau? Nu! Come the fuck on! Oh my god! Dormi, my friend! Dormi în pana mea, dormi! Ai, ce mi-am dat singur cu stângul în dreptul, nu pot să cred, mamă, cam bancurile cu proști, n-am văzut așa ceva, deci cu data, hai să ne punem aici iarăși bățul vieții. Dar mi-a dat toate bețele înapoi, ok. Bun, deci am făcut ăsta. Uite, mă. Deci cu cât pui chestii pe foc, mă. Ok, gata, șeful, m-am prins. Deci cu R alegi ce să pui. Poți și cu scroll, se pare că nu. Ok. Și cu cât le pui. Gata, șef. Hai că mă prind mai greu, dar mă prind. Până la urmă mă prind. Salut. Stai să punem torța asta deoparte. Cam întuneric. Ne-am ales un loc de casă ok, dar e cam întunecos rău de tot locul ăsta de casă. Bine, presupun că stăm aici... Nu, stai destul de mult acasă, nu? Poate că ar fi bine să ne alegem un loc de casă mai luminos. Cum fac eu să-mi cresc acum în viața? A, uite, frățică. Copacul vieții. Nu știu de ce spar copacul ăsta, sincer. Că nu am făcut nimic cu care să ia. Pică pe astale noastre. Poate pică la vale. Bravo, mă. Ia, mă, ni s-a făcut aici asta. Așa, bun. E, acum întrebarea mea este... La capitolul supraviețuire. Așa, deci putem să ne facem un water collector. Asta e clar, da?
Dar întrebarea mea este, până ne facem noi water collector, am lăsat o de asta de țestoasă pe aici pe una, dar nu mai știu pe unde a picat. Eu cu o luasem... S-a desponat. Uite, o bucată de cărniță. Bun. Și unde e cealaltă carapace, man? Eu știu sigur că... Ok. Deci asta e... Și carapacea? E la noi în inventar, mai? Da. Ok, deci o iei în inventar. Numai că e dubios de... Ok, bun. Bun, deci încă o dată să mai punem încă un dintre ăsta de apă, să fie, să se acumuleze acolo. Deci mai avem nevoie, zici tu, de un băț care va să zică. Hai să vedem de unde facem rost de bețe. Astea ne dau frunze. Uite, am văzut aici un băț. Gata, șef. Gata, gata, gata. Bom, și l-am terminat și pe ăsta și aici, nu știu, vom vedea cum se acumulează apă. Nu știu de unde să... Ok, m-am încăș... A, asta am ars un picuț. Ce e la naiba? Ok, și focul ăsta presupun că putem să îl lăsăm aici. Și pot să salvez oricând vreau eu? Sau cum? Că nu-mi dau seama. Cred că pot să salvez oricând vreau. Așa îmi dă mie impresia toată șmecheria asta. Bun, ce m-ar mai interesa să vedem... Eu țin minte că aveam undeva posibilitatea să punem... Storage, așa, lock holder, stick holder, small cabinet, large cabinet, explosive holder, mă lasă-mă. Arrow, armor, skin rack, oh, deci avem foarte, foarte multe chestii, man. Bun, hai să vedem aici ăsta de ținut, tu ești mort, mă? Nu par să fii mort. De ținut bușteni, așa. O să ne mai trebuiască unul de ținut pietre. Pe X lângă el presupun că e ok dacă îl punem. Și o să ne mai trebuiască unul de ținut bețe, probabil. Mă gândesc. Asta hai să-l punem aici mai sus. O, un picuț de tot. Așa, și acum trebuie să facem rost de bețe. Ce pot să zic? Așa, frumușel, frumușel, ușurel. Cred că ăsta de pietre îl trebuie să-l facem inițial. Că... Pietrele găsim cele mai abundente sunt pietrele, ca să zicem așa. Bun. Dragilor, hai să ne luăm la revedere aici. Nenascai, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă ați rămas cu mine până acum, un mic like, un coment, un share, poate o abonare dacă n-ați făcut-o deja. Bună seara București, bună seara România, pe data viitoare!